Nepoata lui Sala mărturii cu tremurătoare, cu lacrimi în ochi, tânăra, îngenunchiată de durere după moartea tatălui ei. Este pentru prima dată când vorbește despre nenorocirea care s-a bătut asupra familiei. Ba mai mult, ne-a mărturisit ce face Florin Salam ca să-i ajute, dar și cum reușește să treacă artistul peste pierderea fratelui. Au trecut cât de atunci, de la tragic eveniment? 7 săptămâni și puțin. 7 săptămâni și eu. Cum au fost aceste 7 săptămâni pentru tine? Foarte greu, dai seama că eu având o relație cu tata foarte apropiată, era sfătuitorul meu în primul rând față de muzică principal, adică era persoana pe care mă întrebam mereu și era prima persoană pe care o întrebam, îți place, uite, am de gând să fac asta, îți place, ce părere ai, crezi că o să fie bine, o să meargă? Și mie e puțin spus, mie e foarte greu. Și în momentul în care ai primit vestea aia groaznică? Am aflat, l-am rugat pe domnul doctor să ne sune el personal, nu să ne sune de la spital. Și când am văzut pe telefonul mamei un număr pe care nu l-avea, atunci mi-am dat seama. Și a fost așa, am văzut numărul și exact asta îi spuneam, nu cred, nu cred, nu cred. Și am dat telefonul să răspundă. Cum e acum, în astea, 7 săptămâni, ce ți-a fost mai greu în afară de sfatul pe care nu-l mai primești din punct de vedere muzical? Și o să vorbim și despre asta. Că nu mai acolo, nu mai, n-am... Nu știu, e greu de realizezi, conștientizezi oare sau încă ești într-un... Sunt momente în care da, momente în care nu. Adică eu tot aștept să... Eu l-am pe tata încă la favorite la apeluri și tot îl văd acolo și tot... Mai am momente în care sun și realizez că nu răspunde nimeni. Cât a avut tata telefonul, că de când l-au intubat, m-a sunat, cred că... Sunam la 2 minute în continuu. Poate și-a revenit și-a deschis telefonul și-a revenit. Adică am fost de când, de atunci al tot sunul și de când s-a întâmplat tot așa. Nu am mai sunat chiar atât de des pentru că știu totuși că nu o să-mi răspundă nimeni și e dureros, dar mai am eu chestiile mele, nu știu. Adică, după ce ți-ai văzut tatăl trecând în neființă, încă îl mai suni sperând... Da, eu nu pot să accept. Nu adică poți să accepti. Nu înțeleg. Asta e, cred că e cel mai bun cuvânt, nu înțeleg. Te l-ai visat? Da, l-am visat la început. În fine, eu am niște vise foarte ciudate. Ăla e așa, mai... Dar acum, de curând, m-am uitat la pozele lui. Am 2 poze cu mine și cu el de când sunt mică, care îmi plac foarte mult și pe alea le pun super, dorm cu el. Și m-am uitat la pozele alea și am început să pun și am spus că mi-e foarte dor de el, că vreau să-l visez. Și l-am visat, ca și cum eu știam ce s-a întâmplat cu el în vis. Și stăteam și văd că mă sună. Și îmi spune la telefon că fata mea mi-e foarte dor de tine și te iubesc foarte mult. Și m-a mai spus ceva, dar nu mai mi-aduc aminte exact, dar chestia asta. Și m-am trezit și am început să plâng. Am fost la spital când tatăl tău era încă în viață și internat acolo. Și Florin Salam ne-a chemat și manifesta îngrijorarea față de starea de sănătate a tatălui tău. Cum a fost el după tragedie? Cum e? Vorbiți cu el? Vă sun? Da, vorbim. Eu oricum pe Florin, Florin seamănă și foarte tare cu tata, atât fizic cât și la voce. De exemplu, când vorbesc cu el și așa, îl aud pe tata. Și de fiecare dată când îl văd și așa, încep să plâng, că nu știu, parcă l-am pe el în fața ochilor, nu știu. E o chestie din asta. Îl asociez pe Florin Salam cu tatăl tău. Da. Și cum i-am înțeles că nici el nu-i prea bine emoțional? Da, seama că na, aveau și o relație, din, nu știu, tata îl iubea extraordinar de mult pe Florin și Florin la fel pe tata, adică e greu pentru toți. De ce aveai nevoie cel mai mult? De el, de tot, nu știu. Adică știu că e lângă mine și de acolo, dar avem nevoie să fie de aici. Nu mă face să plâng, că nu-mi place. Și eu am lacrimi în ochi. Beti Stoian, Beti Salam. Verișoara ta? Da.
vrea să facă un gest emoționant. Piesa aceea, Tăticul meu, în care Betty cântă alături de tatălui, de Florin Salam, vrea ca partea ei să te lase, da, pe tine să o, să o cânti. Am făcut piesa, trebuie să iasă cât de curând. Și am făcut cuvintele în loc de ce cânta ea, am făcut pentru tata. Adică am schimbat, am readaptat piesa pentru situația mea. Că eu cânt lui. Au fost imagini cu tine emoționante, foarte emoționante, în care erai la, în care erai la priveghi și se scrie acolo că nu te-ai dezlipit de, da, asta, da, sicriu. Acolo am dormit acolo, am găsit două fotorii din astea și mi-am pus față în față și acolo am dormit lângă tata. N-am pus să plec.